drept răzbunare șocantă a unui elev de 14 ani, băiatul a dat foc școlii dintr-o localitate din Mehedinți din cauza unor neînțelegeri cu părinții. Copilul este internat în acest moment într-un centru și urmează să fie supus unei expertize psihiatrice. Adriana Drăghici, alături de noi cu toate informațiile, te ascultăm, Adriana. Bună ziua tuturor, în urma izbucnirii incendiului la unitatea de învățământ a fost deschisă o anchetă de către autorități, iar în urma cercetărilor efectuate de către polițiști s-a stabilit că focul a fost pus intenționat de către un minor de 14 ani din aceeași localitate. Anchetatorii l-au găsit la fața locului pe băiatul de 14 ani, având asupra sa o brichetă, dar și materiale inflamabile. Luat la întrebări de către anchetatori, minorul a spus că a recurs la acest gest din cauza neînțelegerilor pe care le avea cu părinții săi și pentru a le atrage atenția asupra sa. Părinții minorului erau plecați în Franța și s-au întors de curând în țară, iar copilul se simțea neglijat. Făptașul a fost internat într-un centru al DGSPC și urmează să fie efectuată o expertiză psihiatrică care va stabili dacă avea sau nu discernământ în momentul producerii faptei. Dacă avea discernământ, va răspunde penal pentru fapta sa, riscând până la 7 ani de închisoare.